Cu bidoanele și sticlele pregătite, imediat după ce preotul a terminat slujba dedicată acestei zile, oamenii s-au îmbulzit la masa pe care stătea așezat butoiul cu aghiasmă. Giurgiuvenii aproape că au uitat că sunt la biserică și un incint al lăcașului de cult care poartă hramul izvorului tămăduirii din apropierea cimitirului Smârda, enoriașii s-au îmbrâncit pentru o bucată de pâine sfințită împărțită de preot. Filmează, băiete! Hai ce filmat! Dă pe post, așa ceva n-am! Noi ăștia bătrâni suntem cam needucați. Dacă ne comportăm așa, ce să mai zici? Înseamnă că nu ne-am învățat. Tineretul nu știe ce... Vii de o viață întreagă și n-ai învățat că în timpul slujbei să tace din gură, cât preotul să tace, nu te plimbi. Dacă tu nu vorbești, ce să înveți tineretul? Cu părere de rău. Asta e nimic azi. Era lume de era. Așa să se calce în picioare? Da, așa, apucate. Și la miruit, și la iasmă. Foarte aglomerat. Și se calcă lumea în picioare. Ați apucat să luați apă? Am luat puțin. În ceilalți ani erau peste firea lui Dumnezeu. Aproape că s-au luat la bătaie pe apă. Da, da, și în fața acolo la miruitul ăla. Asta e lumea noastră de astăzi. Ceva mai liniște însă a fost la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din centrul orașului, acolo unde zeci de giurgiuveni așteptau cu minți ca preotul să iasă cu apa sfințită. Aghiasma mare, așa cum este denumită în popor, aduce noroc oamenilor, îi ferește de rău și are leac împotriva bolilor. Așteptăm pentru apa sfințită de izvorul tămăduirii. Care e tradiția legată de aceasta? Păi, tradiția e cunoscută din moș trămoș, că e bună pentru vindecarea bolilor, pentru sănătate, pentru spargerea farmecelor. Este un dar de la Dumnezeu, asta e obiceiul, ne rugăm, sfințim prin casă cu ea, dăm la copilaș. Apa sfințită se bea, se strupește în casă, mașinile, se dă la copii de ochi. Pentru orice. E bună pentru orice, doamnă.